La doar o oră distanță de Constanța, în satul Țepeș-Vodă, comuna Siliștea, o școală veche a renăscut sub forma unui muzeu care aduce la viață istoria locului. O clădire care odinioară a găzduit generații de elevi era aproape să devină o ruină după construirea noii școli din localitate. Cu toate acestea, localnicii au refuzat să o lase pradă uitării și au transformat-o într-un centru educațional și cultural unic. La aproximativ o oră de mers cu mașina de Constanța se află satul Țepeș-Vodă, parte din comuna Siliștea. Această mică comunitate este cunoscută pentru oamenii săi dedicați și atașați de tradițiile locale. În centrul satului se găsește școala veche ridicată cu contribuția lui Gheorghe Ionașcu, un nume esențial pentru istoria locului. Deși generații întregi de elevi au învățat aici, clădirea a fost aproape abandonată după construirea unei noi școli în Siliștea, când Ministerul Educației a decis mutarea tuturor elevilor. Totuși, locuitorii nu au vrut să lase școala în ruină și au transformat-o într-un muzeu original, care funcționează și ca centru educațional pentru copii. Școala a intrat într-un proiect de modernizare și s-a încercat sau se încearcă a se călca undeva pe urmele unui after school. Am încercat ca să o transformăm și într-un mic muzeu, ceea ce observăm de la intrare, unde să mergem pe anumite întâmplări din istorie. Încă de la intrarea în muzeu descoperi frânturi de istorie, iar fiecare încăpere spune o poveste a locului. În colț avem un război de țesut, este donat de către o rudă a familiei Vintilă, doctorul Vintilă și Sevastița, care donează muzeul de la Topal. Din sat, din Țepeș, adunate de pe la bătrâni, țesături, fel și fel de unelte și din perioada interbelică, chiar și mai ceva mai vechi. Școala muzeu cuprinde și o sală de anatomie umană, unde regăsim instrumentar medical ortopedic și stomatologic, o istorie a seringii și de unde aflăm și povestea medicului Bița Drăghici, primul medic ecografist din județul Constanța. Avem foarte mult instrumentar pe ortopedie, proteză de șold. Un alt loc special și pe placul celor mici este camera de biologie, unde găsim mai multe animale vii, de la veverițe la porcușori de Guinea, iepuri, pești și broaște țestoase. Aici copiii învață cum să le îngrijească. Mai strâng câte o grupă de copii, schimbăm apa la pești, facem niște activități. Reușesc să-și învețe ceva prin interiorul acestor activități? Da. Chiar mulți... Mulți dintre ei și-au mai luat și pe acasă. Ieșim din camera de biologie și pășim în sala de istorie, o încăpere tezaur gândită pe epoci. Perioada neolitică, cu 12.000 de ani în urmă, un os de vită descoperit în săpăturile arheologice în zona Megidia. Venim cu 6.000 de ani, ca să spunem așa, către cultura Hamangia, gânditorul și femeia descoperite la Cernavodă. Avem și imaginea unuia dintre cei trei voluntari care au participat împreună cu plutonierul Lemnariu într-o noapte la Plevna, unde au capturat o serie de armament din reduta turcească, dintre care și un tun, din care știm foarte bine se face coroana regală. În muzeu regăsim și documente din perioada comunistă, din arhiva școlii, o colecție de ziare și reviste, timbre, dar și cutii de chibrituri. Astăzi copiii, adolescenții nu înțeleg principal dacă pot să fie, aibă o meserie în zona tehnică și atunci îi ajutăm cu cluburile tehnice. Nu înțeleg dacă ar putea să aibă o meserie din zone soft, cum ar fi, de exemplu, profesor de istorie. Ar trebui să participi la mai multe cluburi ca să înțelegi dacă menirea ta este în zona respectivă. Iar copiii sunt încântați de activitățile extrașcolare pe care le desfășoară în cadrul școlii muzeu. Astăzi suntem la clubul de pictură și urmează să facem o căsuță de la munte. Deci fiecare va face căsuța pe care el o vede la munte, în viziunea lui. Ideea este să descoperim în fiecare copil potențialul adevărat și ceea ce le place. De asta încercăm la nivelul gimnazial, nivelul primar și gimnazial, atât cât timp sunt elevii noștri, să le descoperim adevăratele calități. Toți cei care trec pragul muzeului au parte nu doar de o lecție de istorie, ci și de o adevărată experiență culturală.